pe pilonul 2, cred că la nivelul pieței este un acord general că piața va ajunge undeva în jur un miliard de euro, ca să vorbim euro, lei, depinde că de cum sunt, de adevăr, între 4,2, 4,5 miliarde de lei în termen de active sub administrare. La nivel de participanții noi, în sistemul de pensii obligatorii, noi estimăm un număr de 293.000 de noi participanți în 2010. Iar un alt factor, zic eu, destul de important, care poate să aibă impact în valoarea activelor sub administrare, pe lângă contribuția pe care am agreat-o ca creșterea 2,5, evident că va ține și de randament. Iar randamentul, sincer, e foarte greu să facem o estimare, un randament mediu la nivelul pieței, atâta vreme cât, evident, și avem fonduri cu grade diferite de riscuri, politici de investiții diferite și de asemenea depinde foarte mult de cum vor evolua piețele financiare. Vedem deja o scădere a ratei de dobândă pe piața monetară, asta se va reflecta probabil într-un randament, să spunem, poate mai mult la titlul cu venit fix, iar pe piața de capital, vedem dacă va continua 2010 cu o creștere, domnul Boboc ce spuneți, dacă nu, vom vedea și ceva corecții în 2010, pentru că e pe creștere de cam de mult timp. Și bineînțeles că toate aceste factori vor avea impact, cum spuneam, asupra randamentului mediu și randamentului fiecărui fond de pensii din piața pensiilor private obligatorii. La nivelul pilonului 3, pensiile facultative, aici noi estimăm totuși în anul 2010 să vedem o ușoară creștere față de anul 2009 în ceea ce privește numărul de participanți noi. Pentru că anul 2009 a fost un an destul de slab, vorbim de număr de participanți noi de 35.000 în 2009. Așteptările noastre este ca în 2010 să reușim să atragem în jur de 50.000. Asta nu înseamnă că e o creștere foarte mare, este un nivel foarte scăzut, deci ăsta ar fi minimul pe care ar trebui să îl atingem.